22, salut, prieteni! Vă doresc sărbători fericite și numai bine. Păcate, acest video trebuie să fie unul trist. O să vă spun povestea mea. Povestea mea începe în anul 1900, toamna. Era vară. Prin noiembrie, vara. Nu știu unde mi-am pus chibritul. Eram acasă. La orfelinat. Și navigam pe teletext. Între timp anii au trecut, am început să-mi fac relații noi. Am cunoscut primul meu bărbat care a murit după o lungă perioadă a relației noastre. Primul, bineînțeles, care m-a futut și în cur. Am rămas văduv la vârsta de 94 de ani. Nu mă așteptam la ceva. În momentul ăla a venit peste mine așa, ca o lovitură imensă. Direct în piept mi-a dat cu pula. Nu mai pierdusem pe nimeni niciodată. De fapt, pe mamaia am pierdut-o, dar mă rog, nu despre asta e vorba. La vârsta de 4 ani a murit mamaia, s-a dus dreacu, a făcut ciroză, nu știu ce s-a întâmplat. I s-au tocit picioarele și nu am putut să-mi revin din prostie. Bine, am început să consum alcool. Prima dată am tras la țigheară. Mi-aduc aminte acum vreo câțiva ani când m-am tras pe nas. Cu trecerea timpului, bineînțeles, am început să am probleme și cu sora mea. De fapt, în mine vorbeau drogurile, era un fel de... Mă înțelegeți? Asta este stânga, sora lui stânga. Ceva în mine tresărea foarte tare, mă durea foarte rău palma de la labă. Am contactat în... 1970 un psiholog, dar am constatat că nici nu mă născusem. Înțeles, tot de la droguri. Ce să vă mai povestesc? Nu prea multe de spus despre ea, de fapt. Aici vreau să ajung. Este foarte dureros pentru mine să vă povestesc. Să-mi bat pula, trebuie să pun melodia de la capăt. Scuzați pentru limbaj.
sâmbătă seara. Mi-aduc aminte. I-am dat la unul orang în cap, i-am luat telefonul de mână, să-mi bag pula, am început să sun la salvare. La mea, la poliție. Și am început să-mi bag pula, să-mi scot pula în mor de morții respectiva. Asta după moartea bărbatului meu care mi-a dat pula în gură. Ce să vă mai spun despre mine? Tinerețe foarte tristă, făceam autostopul la căruță să mă ia în boschetară, să-mi tragă pula în gură. Datorită acestui lucru mi-am luat primul mouse. Urmând să-mi iau, băgam ea și pula calculator, dar m-au prins găinile, pentru că am furat ca orice om acum. Nu venea să cred că lucrurile astea mi se întâmplă numai mie. De ce pula mea pe alții nu-i prinde și numai pe mine mă prinde? M-am apucat serios de fumat. Mi-aduc aminte că în 1000, spre 2000 așa, nu mai știu când, ploua afară, pula mea, nu știu, m-am dus să tot așa, tot mi-am dat la un orang în cap și na. Ne-am confecționat, am făcut rost de tutun. După o perioadă am să cumpăr un apartament și mama dracu, primul canal al meu a fost. Asta este cel mai tragic, pentru că acolo eu a trebuit să ascund mai multe laptopuri și telefoane ciordite până am intrat în pușcărie și m-au făcut ăștia în curte, mi-am dat capace. Așa. Primul sărut mi-aduc aminte și astăzi. Deci pur și simplu m-a futut în cur, eram la un grătar pe băieții. S-a sculat pula, mi-a dat cu pula în gură. Eram fericit în momentele alea pentru că nu mai simțisem niciodată cum mi se te ardă. Dar liniștea și căldura unui cămin nu se compară cu nimic. Înțelegeți? Asta este povestea mea tristă. Nimeni nu vrea să mai vorbească cu mine. Da, să stau și sufăr în continuare după mai multe persoane. Mi-am dorit un copil zi și făcut, mi-a băgat pula în gură, mi-a băgat așa. Cu toate astea, copilul a murit
În curul meu. Și de la tragedia aia am petrec timpul. Mi-am petrecut timpul prin cârcium. Mi-am băgat pula și ninelul de logodnă, l-am scos după deci și mi-am băgat pula. De fapt nu, l-am vândut pe două pachete de țigări, dar asta nu mai contează că... A doua zi aveam și ce să pun pe masă. Toți se purtau ciudat cu mine. Parcă eram așa o lămâie greu de înghițit. Nu știu, acru, mă transformasem radical. Nu mai vorbeam cu nimeni. Mi-aduc aminte de Revelion, vorbeam cu soțul meu. După ce le-am acordit vreo două ore. La un moment dat a început să plângă pentru că a descoperit în telefonul meu numele altor bărbați și nu mai aveam chef de nimic. Am încercat să-i explic că relația noastră va decurge și că o să-i treacă până la urmă. S-a scurs rimelul pe față și a început să-i scurgă rimelul pe față și am scuipat pe palma, l-am șters pe față și ne-am despărțit. L-am iubit mult. Am făcea poftele. Nu mai să mă vadă fericit. Da, ce să mai spun? Situația tristă este că a plecat bărbatul în Spania. Două luni de zile și... I-am încercat să explic că între noi nu mai poate fi nimic. N-am vrut să-l părăsesc. Da, l-am părăsit. Asta a fost. Revin imediat pentru că nu pot să... Îmi cer scuze pentru că am lipsit puțin de la calculator. Așa am ajuns să pun link-ul de descriere. Să fac YouTube, bineînțeles. Fraților, analizele n-au ieșit deloc bine. De asta vă rog eu să-mi donați, pentru că am vorbit cu medicul, nu este în regulă. E zivos.
Da, băga lea și pula în gură de fraieri. Mi-am păcălit, băga mi-a și pula morților. Este, mă, coaie. Da, frate. Ce pula, familia, mă, te. Da, hărțuire, teroare, mba pula răniților. Nu mai respect pe nimeni. Cum să nu? Păi, fraierii mi-au donat. Acum mai trei. Păi, atât de... păi sunt proști, mă, frate. N-ai ce să pula mea. N-ai ce să le ceri. Da. Da, i-am fraierit. Toți se fraieresc în continuare. Da, băga lea și pule în gură. Ok, boss. Ne auzim. Voi fi alături de voi. Întotdeauna. Nu vă voi părăsi niciodată. Hai fă-mi pula mea, șterge-te dracu la gură de zlobozul ăla, dă-te pula mea de zdreață. Păi nu, da, ce dracu, ce pula mea, du-te pula mea de aici, că poate mănânc și eu acum. Dă-te morții tăi de fraieră. Bine băieți, vă salut.